Bun găsit din nou, prieteni! Continuă festivalul fotbalului Telormănean aici pe, pe municipalul Roșiorean. Fluier de start al partidei, contând pentru promovarea în Liga 4-a, principalul eșalon fotbalistic al județului Telorman. Două formații se confruntă, dragi prieteni, în partea a doua festivalului fotbalului Telormănean pe municipalul Roșiorean. Este vorba de cele două ocupante ale pozițiilor secunde din cele două serii ale Ligii a 5-a, Inter Gălăteni și Steaua Spătărei, sunt acum pe teren încercând să-și câștige în iarbă dreptul de a juca din toamnă în Liga a 4-a a județului Telorman. Dragi prieteni, imediat vă spunem și componența brigăzii de arbitri care împarte dreptatea în această partidă, contând pentru barajul de promovare în Liga a 4-a. La centru oficiază Cristina Babadac, ajutată la cele două linii de tușe de Aurel Tănase din Roșior de Vede, Mihai Băjan din Videle, arbitru de rezervă, același Stelian Cutieru din Alexandria, care a îndeplinit acest rol și la partida contând pentru ultimul act al fazei județene din Cupa României, observator de arbitraj Florin Răducanu din Zimnicea, observatorul cu organizarea Cătălin Cușcă, secretarul general al Asociației Județene de Fotbal Telorman. Dragi prieteni, a început de câteva momente jocul, minutul 2 al partidei, 0-0 între Inter Gălăteni și Steaua Spătărei. Se aude fluierul Cristinei Babadac, fault, lovitură liberă pentru Inter Gălăteni, a fost faultat jucătorul cu numărul 20, Liviu Ion, unul dintre veteranii acestei formații, Liviu Ion, va executa această lovitură liberă. Imediat ce jocul ne va permite, vom da citire și componența celor două garnituri de start. Liviu Ion minge la bătaie în careu, nicio emoție pentru Mirel Tudor, golkeeperul celor din Spătărei. Spuneam că sunt două formații care încearcă să spargă barajul către Liga 4-a. Ambele au ocupat pozițiile secunde în cele două serii ale Ligii a 5-a. Dragi prieteni, haideți să vedem care este componența celor două 11-uri de start. Începem cu Steaua Spătărei, formație care va ataca în această primă repriză de la dreapta la stânga. Este echipată în tricouri roșu cu alb, shorturi roșii, jambiere roșii. Începem în poartă cu Mirel Tudor. Jucător de câmp, George Dorobanțu, Marius Coltuc, Ionuț Câță, Petrișor, Pavel, Bogdan Frăsinanu, George Bădan, Costinel Neațu, Florin Delcea, Aurel Pătrușcă și Alin Cojocaru. Acesta este 11 de start, trimis în teren de Iulian Dumitrașcu, antrenorul celor din Spătărei. Formații care se află acum în preajma careului de 16 metri al Gălăteniului. S-a încercat o pasă printre acolo. La balon acum Costinel Neațu, care a dat drumul la această minge de urmărire pentru Bădan. Au recuperat cei din Gălăteni. Au deschis bine. Vedem acum pe posesie bună a Gălăteniului, însă au pierdut balonul, să vedem dacă vor reuși să declanșeze rapid un contraatac cei din Spătărei. Lansarea lui Dorobanțu pentru același număr 7, Cojocaru. A fluierat Cristina Babadac. Lovitură liberă pentru Steaua Spătărei. S-a bătut repede. Și acum primul șut spre poartă. Rămăsesem dator cu 11-le de start al celor din Spătărei. Din Gălăteni, mă iertați.
care au început în poartă cu Valentin Bănică, jucător de câmp Andrei Mitran, Aurel Lature, Liviu Ion, Costic Marchidean, Alexandru Bănuță, Daniel Bunghici, Marius Vasile, Dan Răducanu, Ionuț Călin și Florin Ciocirlan. Offside acum la această încercare de pătrundere a lui Liviu Ion, capitanul celor din Gălăteni. Se cere penalti acolo la această intervenție, însă a fost fault în atac. Mingea va fi repusă de jucătorii celor din Gălăteni. Formația din Gălăteni, Asociația Sportivă Inter-Gălăteni, a terminat competiția din seria 1 a Ligii a 5-a pe poziția a 2-a, cu un total de 51 de puncte, 4 mai puțin decât câștigătoarea seriei, Clubul Sportiv Vârtoape, care a obținut promovarea directă în Liga a 4-a. Clubul Sportiv Vârtoape se întoarce așadar din această toamnă în Liga a 4-a. Se întoarce sau poate mai așteaptă, poate concesionează din nou locul. Greu de spus, nu avem informații din această direcție. Clubul Sportiv Vârtoape a evoluat sezonul 2012-2013 în Liga a 4-a, a făcut-o foarte, foarte bine, a fost una dintre echipele revelație ale acelei ediții de campionat, echipă care apoi, acuzând probleme financiare, s-a retras concesionând locul pentru Unirea Brânceni. Steaua Spătărei, aceeași poziție secundă, însă în seria a doua a Ligii a 5-a, cu 48 de puncte în fața formației din Salcia, Voința Salcia, cu 54 de puncte, a câștigat destul de lejer seria și a câștigat dreptul de a evolua din toamnă pe prima scenă fotbalistică a județului Telorman. Așadar, promovate direct, Clubul Sportiv Vârtoape și Voința Salcia luptă pentru baraj Inter Gălăteni și Steaua Spătărei. Situație complicată în Liga a 4-a. Dacă ediția 2012-2013 de campionat a consemnat retragerea două formații încă înaintea pauzei competiționale dintre tur și retur, am consemnat și în această ultimă ediție a Ligii a 4-a o echipă care s-a retras. E vorba de Fotbal Club Traian. E drept în etapa a 22-a. S-a consemnat oficial retragerea lui FC Traian. Oricum, echipa era pe ultima poziție a clasamentului, șanse minime de a mai scăpa de la retrogradare. Au retrogradat de pe primul eșalon fotbalistic tineretul Suhaia și în așteptare Rapid Buzescu. Totul depinde acum de ceea ce se întâmplă cu Sporting Roșior de Vede pe 21 iunie, meciul contra campionii bucureșteni Comprest București, meci de promovare pentru Liga a 3-a. În atac acum cei de la Gălăteni, prin Răduceanu, fault în atac. Mirel Tudor rămâne întins pe gazon. 9 minute, aproape 10 minute scurse din această partidă. S-a reluat jocul. Aruncare de la margine pentru Spătărei. Ionuț Câță aruncă de la margine acum. Ionuț Câță. Aruncat
de la margine, încă o repunere pentru Steaua Spătărei, metru cu metru, se apropie de careul lui Valentin Bănic, același câță. A pierdut însă posesia. Și acum vor repune de la margine cei de la Inter Gălăteni. Răducanu a dat drumul repede la balon, dar s-a ridicat fanionul de la margine. Aruncă de la margine, cei de la Inter Gălăteni n-a mai putut juca acolo balonul, Mărchidean, Costic Mărchidean. Și vedem acum pe cei din Steaua Spătărei, cei de la Steaua Spătărei cu o nouă tentativă de a străbate apărarea adversă. Joc liniștit până acum în primele 10 minute, miza este una foarte importantă. Însă nu simțim acea răutate și acea duritate, intensitate în jocul celor două formații. Un joc destul de calm, un joc parcă de parcurs. Marius Vasile a urmărit acest balon, va fi corner, arată Cristina Babadac. Se bate cornerul acum, minutul 13, la semi-înălțime, aglomerație mare în careul Spătăreiului. În doi timpi reușește să rețină Tudor. Degajează acum golkeeperul din Spătărei. Răsineanu a încercat o pasă printre, au recuperat cei de la Gălăteni. Încearcă să se așeze pentru a declanșa un contraatac rapid. Multe faze fixe, multe fragmentări ale jocului. Aruncare de la margine acum pentru Steaua Spătărei. Centrare în careu. Sunt acolo mai mulți jucători și deschidere de scor pentru cei de la Spătărei. Minutul 14. 1-0. Care deschide scorul 1-0 pentru Steaua Spătărei. O fază fixă care nu anunța mare lucru, însă nu-i așa, trebuie să încerci poarta pentru a reuși să câștigi, să înscrii și să câștigi. Minutul 14, așadar, dragi prieteni, 1-0 pentru Spătărei, Florin Delcea, cel care reușește să deschide scorul. Florin Delcea, noarul din Spătărei, deschide balul și face primul pas spre promovarea echipei sale în Liga 4-a, mai este mult până la final, însă primul pas, nu-i așa, a fost făcut. Inter Gălăteni rea jocul de la jumătatea terenului. Trebuie să schimbe ceva, trebuie să se schimbe ceva în cursul acestei partide.
Mănușa a fost aruncată. Rămâne acum de văzut cum vor reacționa cei din Gălăteni. Controlează cei de la Spătărei, o incursiune bună acum a celuiași număr 9, Aurel Florin Delcea, mă scuzați. Bun control al balonului din partea lui Delcea. ...36 de ani pentru marcatorul golului Florin Delcea. Iată-l încă în activitate pe atacantul care evoluează pentru Steaua Spătărei. Formație care ușor-ușor a trecut la cârma jocului. Numărul 5 acum. A încercat poarta fără probleme pentru Bănică. Aurel Pătrușcă, foarte bine pe partea lui acolo, de carul din Spătărei. A pierdut acum posesia. Contraatac al Gălăteniului acum, pe partea stângă, în direcția de atac a formației Inter Gălăteni. E fault acolo și va fi lovitură liberă pentru Inter. Marius Vasile se pregătește să arunce mingea la bătaie. Marius Vasile, zi din doi al celor din Spătărei. Execuție în forță, n-a fost rea intenția, însă nu a prins cadrul porții. A scăpat și de data asta Mirel Tudor. Minutul 18, 1-0 pentru Steaua Spătărei, în meciul contând pentru barajul de promovare în Liga 4-a, sezonul 2014-2015. Minge la bătaie acolo, în prima instanță au reușit să joace primii balonul cei din Gălăteni, însă rapid mingea s-a întors la jucători echipați în alb-roșu. Aud pentru Inter Gălăteni. Ține faultul acolo. A fost Răducanu. Vasile pentru sprintul numărului 9. Lature, Aurel Lature. Mingea a rămas la Gălăteni, a fost acolo o încercare de artificiu tehnic a lui Liviu Ion. Au păstrat posesia, dar doar printr-o aruncare de la margine cei din Gălăteni, tot Liviu Ion. Deposedat acum Liviu Ion. Și Fanionul se ridică de la margine la această pătrundere a lui Dan Răducanu. Scăpase printre liniile apărării adverse Răducanu, însă Fanion s-a ridicat oprind această fază. Vedem acum pe capitanul Alin Pavel Petrișor pentru Steaua Spătărei, încercând o lansare în adâncime. Jocul continuă, mingea este la Steaua Spătărei.
Având un jucător întins pe gazon, mingea este trimisă în afara terenului de joc. Cei de la Inter Găleteni redau mingea sportiv adversarilor lor, care o vor depune acum în joc de la marginea terenului. Acolo aproape să speculeze Pătrușcă, Aurel Pătrușcă, dar au reușit să-l blocheze jucătorii lui Inter Găleteni. Pavel Petrișor acum a dat drumul repede la balon. Posibilitatea de contraatac pentru Inter Găleteni, a ieșit însă bine din poartă Mirel Tudor și pasa a fost însă prea lungă pentru sprintul lui Dan Răducanu. Nu este nimic nici din faza asta, aștepta Liviu Ion în partea dreaptă, pasa a plecat însă pe zona centrală. Portarul Spătăreului va repune mingea în joc acum. Aruncă de la margine, jucătorii antrenați de Iulian Dumitrașcu. Mingea va fi însă pentru Găleteni. Jocul continuă, însă se aude fluierul Cristinei Babadac, acum faultat marcatorul golului. Florin Delcea obține lovitura liberă și poziționează jocul. Vedem cine va executa. Costinel Neațu lângă balon, el execută. A fost o minge aruncată peste, a fost căutat Pătrușcă acolo, însă nu era pe traiectorie. Vor arunca de la margine cei din Spătărei, minutul 24, conduc 1-0 prin golul lui Aurel Pătrușcă din minutul 14. Cât s-a aruncat de la margine. Acum o recuperare a Găleteniului. Să vedem cum se va derula acest contraatac. Dan Răducanu obține autul. Se grăbesc cei din Găleteni. Ciocirlan, mă scuzați. Offside acum la această pătrundere a lui Marius Vasile. A mai putut ajunge la acest balon Pătrușcă. Au
dispărut cu desăvârșire situațiile de joc. Offside încă o dată. Surprins în afară poziție de joc, Dan Răducanu. Jucătorul celor din Gălăteni. 32 de ani pentru Dan Răducanu. Offside. Încă o dată. De data asta a semnalizat în poziție de afară din joc numărul 10 de la Steaua Spătărei, Aurel Pătrușcă. Recuperează Delcea, dar se pare că a comis hands acolo și mingea este pentru Gălăteni. Nu este offside, acum s-au încrucișat foarte bine cei de la Gălăteni, să vedem cum va decurge această fază, cascadă de dribling-uri inutilă acolo a lui Marchidan, Costică Marchidan, incredibil cum s-a jucat cu această ocazie. Marchidan avea tot timpul din lume pentru a încerca o finalizare mai periculoasă. Contraatac acum prin Pătrușcă al celor de la Spătărei. Traversează terenul în diagonală. Ține faultul acolo, a făcut sandwich între doi jucători de la Gălăteni, Aurel Pătrușcă. Un adevărat cross în diagonala terenului de carul de la Spătărei. Obține lovitura liberă. Nu, este out, aruncare de la margine, a arătat Cristina Babadac. Cât să înalță acest balon, minge la bătaie în careul Gălătenilor. Cum necum, mingea ajunge mereu la Steaua Spătărei. Pătrușcă urmărește acest balon și reușește să intre în posesie. Să-l vedem cu centrarea. Aproape să se autoaccidenteze Pătrușcă. Fi schimbare la Steaua Spătărei, se pregătește să intre numărul 14, Dănuț Popescu, anunțat inițial ca titular. Dănuț Popescu va intra și el în teren. Prima modificare pentru Steaua Spătărei, ia locul numărului 15, Costinel Neațu. Schimbare la Steaua Spătărei, a ieșit din teren Costinel Neațu și intră Dănuț Popescu. Se repune mingea în joc prin acest aut de poartă. Obține faultul acolo jucătorul Gălătenului, Marchidan a fost. Minge de urmărire în stânga pentru Dan Răducanu. Ține bine de balon, rezistă atacului foarte puternic, trage, nu face deloc rău, în doi timpi reușește să rețină Mirel Tudor. Prima situație de gol a celor din Gălăteni, evident după ce Marchidan a irosit situația în care acum câteva minute s-a găsit și el în fața porții. S-a accidentat Mirel Tudor. Are nevoie de îngrijiri medicale, golkeeperul celor de la Steaua Spătărei. Sunt minute bune de întreruperea partidei, prilejuite de accidentarea lui Mirel Tudor, portarul celor din Spătărei.
Minutul 30 al primei reprize, minutul 30 al partidei. Golul lui Delcea face diferența până acum în favoarea celor de la Steaua Spătărei. O pauză tocmai binevenită pentru o mică și scurtă repriză de hidratare a celor două formații. Se va relua imediat jocul. Aud pentru Steaua Spătărei. Gălăteniul încearcă să ocupe poziții avansate acolo pentru a iniția un pressing care să le aducă posesia cât mai repede. Minge aruncată la bătaie. Aud pentru Spătărei. Cât se aruncă acum de la margine. Pavel Petrișor în dreapta pentru Bădan, George Bădan. Au încercat acolo 1-2 jucătorii de la Spătărei. Până la urmă mingea rămâne la ei. A fost o centrare care se îndrepta spre numărul 7, Alinco Jocaru. N-a mai putut juca balonul. Mai incisivă, parcă în această primă repriză, Steaua Spătărei. Faultează acolo Dan Răducanu și este faultat acolo Dan Răducanu și formația sa beneficiază de o lovitură liberă. Mirel Tudor controlează acum balonul. Pătrușcă își hărțuiește acolo adversarii. Va fi repunere pentru Inter Gălăteni. Ușor, ușor se încing spiritele și în această partidă. E nevoie de intervenția Cristinei Babadac pentru a calma spiritele acolo. Miza este una importantă, un loc în Liga a 4-a din sezonul următor. O viitoare liberă pentru Inter Gălăteni, care bate Rapid, este însă nevoie să reia repunerea mingii în joc. Încearcă să găsească soluții la construcție jucătorii din Gălăteni. Ușor, ușor capătă consistență, cel puțin la capitolul posesie. Reușește să țină tot mai mult de minge, au mai câștigat și câțiva metri. Bănuță i-a pasat acum lui Liviu Ion, care a pierdut balonul, și să vedem tentativa de contraatac a celor din Spătărei, repede anihilată de jucătorii Gălăteniului. Da, pleacă foarte bine pasa în dreapta acum, însă a ieșit bine Mirel Tudor, a ieșit și l-a blocat foarte bine pe Aurel Lature. Liviu Ion, bună trecerea, dar acolo nu a putut veni nimeni să urmărească. Dan Răducanu era departe. Să nu vă mulțumesc.
Aruncă de la margine Gălăteniul, Dan Răducanu. Încerca ceva pe partea stângă, din nou îi revine balonul. Bună tehnica, a fost o încrucișare acolo. Recuperează balonul Steaua Spătărei, posibilitate de contraatac acum. Vedem cum va decurge. Pătrușcă a primit acolo prea lung și prea în spate balonul de la colegul său. A fost jucătorul cu numărul 14, Dănuț Popescu, nou intrat, care a recuperat bine balonul, a ieșit curajos din avamposturi și a greșit însă pasa. Tot el reușește să recupereze, Dănuț Popescu. Gălăteni acum încearcă să dea drumul la o pasă decisivă, lucru se întâmplă, Liviu Ion recentrează, Liviu Ion, mingea îi revine, Liviu Ion, trei jucători în față, încearcă o recentrare în mijlocul carul de 16 metri al celor din Spătărei, care recuperează balonul, Pătrușcă, static, a așteptat să-i vină balonul, recuperează încă o dată cei din Spătărei și Marius Vasile acordă out. Fault acum pentru Inter Gălăteni, lovitură liberă și galben pentru unul dintre jucătorii celor de la Steaua Spătărei pentru parlamentari, numărul 3, Marius Coltuc, vede avertizmentul din partea Cristinei Babadac și fază fixă care poate aduce lucruri interesante. Bună centrarea, offside, mingea a intrat în poartă, dar farionul era deja ridicat. Offside sau fault în atac, una din ele, cert este că înainte ca mingea să zgudie plasa, farionul tușierului era ridicat, intervine și Cristina Babadac pentru a cere îngrijiri medicale pentru George Dorobanțu, jucătorul celor din Spătărei, întins la prăbușit la marginea careului de 16 metri al propriei sale echipe. Protestele celor din Gălăteni continuă la adresa tușierului. Foarte vehemenți, mingea intrase în poartă. Are ceva de reproșat acolo. Mai mulți jucători. Ionuț Călin, unul dintre ei, a venit până la arbitru de rezervă să-i reproșeze ceva, Răducanu și el nemulțumit. Rămâne în continuare 1-0 pentru Steaua Spătărei, 7 minute după cronometrul nostru până la fluierul de final al primei reprize. Se vede Liga 4 la Spătărei. Conduc însă doar cu 1-0, orice se poate întâmpla. O fază fixă, o minge bâlbâită, o minge deviată, o situație rău gestionată, poate aduce oricând egalarea. Să vedem contraatacul celor din Spătărei, talpă acum sub ochii arbitrului, o talpă inutilă a unuia dintre jucătorii de la Steaua Spătărei. Nu înțeleg acest gest, este numărul 3, Coltuc Marius, care vede al doilea galben și implicit cartonașul roșu. Vede și portarul de la Gălăteni avertismentul, cartonașul galben. Inutil acest gest al lui Coltuc, care este eliminat în minutul 40 al primei reprize după o intrare criminală în jumătatea adversă de teren. Două galbene văzute într-un minut. Este vorba de Valentin Bănică. Greu de înțeles
Aceasta, greu de înțeles această intervenție a lui Coltuc, care își pune echipa într-o situație foarte, foarte dificilă, într-o situație ingrată. La scorul de 1-0 pentru Steaua Spătărei, Coltuc face două faulturi, obține două cartonașe galbene, transformate imediat în roșu și pleacă mai devreme la cabine. Ceva trebuia să se întâmple, lucrurile mergeau bine pentru Steaua Spătărei. A sunat miza, e una importantă, promovarea la Liga 4. Ambele formații au reușit să se claseze pe locurile secunde în cele două serii ale Ligii a 5-a. Grăteniul forțează acum egalarea, însă s-a ridicat încă o dată fanionul de la margine. Cred că așa va fi cursul jocului, cel puțin până la pauză, până când cei de la Spătărei își vor regla mecanismele pentru a face față situației de om în minus. Multe situații în care jucătorii grăteniului au fost surprinși în offside. Au un om în plus cei de la Gălăteni, sunt conduși însă cu 1-0. Recuperează balonul acum, nu? Revin cei din Spătărei, care pierd foarte repede. Încă o dată, Răducanu, surprins în poziție de afară din joc. Sunt mulți jucători trecuți de 30 de ani. Dan Răducanu, 32 de ani. E greu să-i ceri o mobilitate care să dejoace jocul la offside unui atacant de 32 de ani. Un jucător de calitate, Răducanu, dar peste care anii și-au pus și amprenta. Destul de percutant, cu o tehnică foarte bună, forță pe măsură, dar e greu să-l lași să joace tot timpul la offside acolo. Mult mai tineri componenții liniei de fund ai apărării de la Steaua Spătărei, mult mai mobili. E drept dacă primește balonul la picior cu fața la poartă, Răducanu poate fi realmente periculos. Acum fanionul rămâne jos, nu este offside la această pătrundere, are Mărchidean, a mai avut această posibilitate, Mărchidean, cred că e din alt film. E a doua oară când pur și simplu Mărchidean nu înțelege nici el ce a vrut să facă. A doua situație în care a reușit să încrucișeze foarte bine cu echipierul său din linia de atac. A dejucat jocul la offside, dar nu știu ce să facă acolo când a scăpat singur. Aurel Pătrușcă obține ceva acolo, cornerul sau aruncarea de la margine. Cred că e aruncarea de la margine. Ne apropiem de finalul primei reprize, minutul 44. Repunere de la margine pentru Steaua Spătărei, 1-0 pentru Spătărei, un om în minus însă. Mingea va fi acum pentru cei de la Inter Gălăteni. Bănuță luptă și el acolo, dar pierde balonul într-o zonă periculoasă. Revine Bănuță, unul dintre jucătorii de la Spătărei, întinși pe gazon. Jocul continuă, posibilitate de contraatac pentru Inter Gălăteni, care încearcă acum să forțeze pătrunderea prin Marius Vasile pe partea stângă, direcție de atac a formației din Gălăteni. Se aude fluierul Cristinei Babatac. Unul dintre jucătorii de la Gălăteni încă întins pe gazon. Babadac se duce să vadă ce se întâmplă acolo.
Se pare că sunt probleme destul de serioase pentru George Bădan, care părăsește acum suprafața de joc. 3 minute arătate de Cristina Babadac, 3 minute suplimentare pentru această primă repriză. Vor arunca de la margine jucătorii echipați complet în alb, cei de la Inter Gălăten, care încearcă să smulgă egalul pe acest final de repriză pentru a intra mai liniștiți la cabine. Au un om în plus și încă o dată offside, încă o dată, a doua oară în această repriză, mingea intră în plasa porții celor de la Steaua Spătărei, golul este anulat de la margine. Încă o dată varul de proteste la adresa tușierului. Se deplasează în corpul jucătorii de la Gălăten pentru a cere socoteală tușierului. Galben arătat de Cristina Papadac pentru Liviu Ion, capitanul celor din Gălăteni, pentru aceste proteste. Al doilea gol anulat pentru formația din Gălăteni. Tensiunea crește. S-a luat jocul în posesie cei de la Spătărei. Galben pentru Liviu Ion pentru proteste de la Gălăteni. Încearcă să gestioneze cât mai eficient acest final de repriză. Cei din Spătărei au 1-0 și reale dificultăți de a păstra acest rezultat. Ultimele minute au fost foarte grele. Presiunea celor din Gălăteni și-a spus cuvântul. Au un om mai puțin prin roșul văzut de Marius Coltoc. Un roșu inutil. Două cartonașe galbene văzute foarte rapid. Într-un timp foarte scurt au făcut ca Marius Coltuc să-și lase echipa într-o situație foarte, foarte dificilă. Minutele trec, suntem în prelungiri, ultimele secvențe ale primei reprize. Steaua Spătărei conduce cu 1-0 în meciul de baraj contra celor de la Inter Gălăten pentru promovarea în Liga 4. Poate ultimul contraatac pentru Inter Gălăten, Faniulul rămâne jos, însă tot mai temători acum să țâșnească către poartă cei de la Inter Gălăteni. Nu mai reușesc să țină deloc cei din Spătărei de minge. Trimit mingea în tribună. Ultima șarză, Răducanu. Pleacă șutul, unul sănătos, încă o dată, o tentativă doar de data aceasta. Aurel Lature încerca să limite pe Dan Răducanu, puternic Răducanu, tehnică, forță. Dacă intra acest șut, era deranj mare. Pătrușcă întinși el pe gazon. Mingea va fi pentru Steaua Spătărei. Dar Cristina Babadac pune punct aici, prime reprize, 1-0 pentru Steaua Spătărei contra celor de la Gălăteni, în meciul continuu pentru barajul de promovare în Liga 4. Rămâneți cu Media Sud, urmează publicitate, revenim cu partea a doua a meciului. Din roșior de vede a început repriza secundă la fluierul Cristinei Babadac, repriza secundă care începe de la scorul de 1-0 pentru Steaua Spătărei în meciul de baraj contra celor de la Inter Gălăteni, un meci de baraj contând pentru promovarea în Liga 4 din această toamnă. Inter Gălăteni acum cu o lovitură de colț, Liviu Ion bate această fază fixă, lung în care o minge la bătaie, Marchidan, prima lovitură de cap, prinde cadrul porții de data asta Marchidan și a pus capul la contribuție. Încă din debutul reprizei secunde a avut două faze în care putea să scoată mult mai multe. Marchidan a intrat mai decis și poate mai lucid în joc în repriza secundă. Echipa sa este condusă cu 1-0, însă are și un om în plus pe teren, așadar 1-0 pentru Steaua Spătărei, dar superioritate numerică pentru formația din Gălăteni, care va încerca să revină cât mai repede în joc în această parte a doua.
Pătrușcă controlează bine decarul de la Gălăteni, însă formația sa pierde mingea și Pătrușcă intervine urât din spate acolo la un adversar. Cred că a fost numărul 8 de la Inter Gălăteni, Alexandru Bănuță. Cred că el a fost cel care a fost busculat de decarul Spătăreiului. S-a luat jocul cu o nouă construcție a celor de la Gălăteni, Liviu Ion Bănuță. Ajunge mingea în centru, acolo a plecat sau a încercat să expedieze șutul Marius Vasile, a fost blocat în ultim moment. Marcatorul golului pentru Spătărei, Florin Delcea, s-a descurcat bine, păstrează mingea pentru echipa sa, care va trebui să alerge ceva mai mult în această repriză secundă, pentru că au un om în minus. Însă au și un rezultat pe care pot să încerce să-l conserve. Aruncă de la margine Spătăreiul acum prin George Dorobanțu. Dorobanțu îi pasează scurt acolo numărul lui 17, George Bădan, mingea la Popescu, Dorobanțu blocat. Dorobanțu va fi aruncare de la margine pentru Spătărei. Corner pentru Steaua Spătărei, care ține mingea departe de propriile buturi, acolo unde nu-și dorește să mai aibă emoții. Mai este mult până la florul de final, dar Steaua Spătărei trebuie să se gândească încă de acum cum procedează pentru a conserva acest avantaj minim. Va bate Pătrușcă această lovitură de la colțul terenului, lung la bara a doua, se înalță acolo un coechipier, cred că a fost capitanul formației, da, Pavel Petrișor a încercat să reia cu capul mingea, a venit însă mult prea în spate și precizia relorii a fost una nu tocmai fericită. Încă o nouă șarjă ofensivă a celor de la Gălăteni în căutarea egalării și a revenirii în joc, deschid pe flancul stâng acum. Așteaptă la margine jucătorul cu numărul 13 de la Steaua Spătărei să intre în teren, Cristinel Cătrună va fi aruncat și el în luptă de antrenorul celor din Spătărei, Iulian Dumitrașcu. Este Florin Delcea, marcatorul golului, un jucător de 36 de ani, Delcea, a terminat benzina și a făcut datoria, a marcat un gol. Lasă locul altora mai tineri. Răducanu în dreapta, acolo Marchidan în offside. Încă un offside din șirul foarte lung al semnalizărilor de afară din joc, în care au fost surprinși jucătorii Gălăteniului, jucătorii echipați complet în alb. Tricouri roșii cu alb, șorturi roșii, jambiere roșii pentru cei de la Steaua Spătărei în această partidă, contind pentru barajul de promovare în Liga 4-a. Cristina Babadac, centralul partidei, este ajutată la centru de Aurel Tănase din Roșior de Vede, Mihai Băjean din Videre, arbitru de rezervă Stelian Cutieru, observator de arbitri Florin Ducanu din Zinicea și observatorul cu organizare Cătălin Cușcă, secretarul general al AJF-ului din Telorman. Aceasta este brigada și comisia care împarte dreptatea și monitorizează buna desfășurare acestei partide de promovare. O partidă programată în cadrul Festivalului Fotbalului Telurmănean organizat de AJF. Va urma și o festivitate de premiere a celor mai meritorii rezultate. Vom avea numai puțin de 19 premii acordate în gala care va urma fluierului de final al acestei partide. Va fi premiată Sporting Roșior de Vede, campioana județeană,
în competiția seniorilor. De asemenea, tot Sporting Roșior de Vede, campionul județean și la juniori. Unirea Brânceni, cea care s-a încununat în partida premergătoare acestui meci de baraj, contând pentru promovarea în Liga 4, s-a încununat în Cupa României, câștigând contra celor de la FCM Alexandria. CSS Turnu Măgurele, campionul județean la juniori C, CSS Alexandria, campionul județean la juniori D, Atletico Roșior de Vede, campionul județean juniori E, Sporting Roșior de Vede, Marele Premiu Fair Play Knauf, pentru formația campioană a județului Astra Ploska, premiu pentru tradiție fotbalistică, Club Sportiv Vârtoape, locul întâi în seria întâi din Liga 5-a, promovată direct, va fi și ea premiată, Voința Salcia, câștigătoarea seria a doua din Liga 5-a, Metalul Frăsinet, promovată din seria întâi la Liga 6-a, va merge în Liga 5-a din sezonul următor, este și ea premiată, Oltul Beciu, aceeași performanță în seria a doua, Liga 6-a, Gloria Merișani, locul întâi în seria 3 a Ligii a 6-a. Va fi și ea printre echipele evidențiate. De asemenea, va fi premiată și finalista Cupei României. În cazul nostru se cunoaște acest nume, FCM Alexandria. Atletic Orbeasca, locul întâi în seria 1 Liga 5-a la juniori. FCM Alexandria, locul întâi seria 2 Liga 5-a de juniori. Flora Voicilă va primi și el premiul pentru contribuție la dezvoltarea activității fotbalistice în județ. Dumitru Bârlă pentru contribuția, de asemenea, pentru contribuția la dezvoltarea activității fotbalistice, și Horațiu Lascu, golgheterul campionatului județean de fotbal, își va primi și el trofeul și premiul în bani din partea AJF-ului. 27 sau 28 de reușite pentru Horațiu Lascu, 7 reușite în ultima etapă de campionat contra celor de la Tineretul Suhaia, într-un meci contestat de ceilalți competitori. 28 de goluri, mai exact, pentru Lascu. Constantin Bârsan, jucătorul Sportingului și campion al județului, 25 de goluri. Locul 2 în clasamentul golgheterilor pentru jucătorul formației campioane. Horațiu Lascu a fost invitat în emisiunea Sport Sud Special și vorbea despre aceste contestări care vin la adresa sa și a echipei sale din diferite direcții. Nu e vina lui că marchează. Într-un interviu acordat unui site de specialitate din Telorman, offside încă o dată, surprins Marius Vasile, jucătorul Gălătenului, un scenariu care se repetă la infinit cu atacanții celor de la Gălăteni. Revenim la Horațiu Lascu, prezent și el în tribună, așteaptă finalizarea acestui meci pentru a participa la festivitatea de premiere. Golgheterul ediției 2013-2014 cu 28 de reușite în campionatul județean de fotbal. Spunea el într-un interviu la cald imediat după ultima partidă din Liga 4 contra celor de la Tineretul Suhaia de pe teren propriu, acolo unde a marcat de 7 ori. Spunea că nu e vina lui că formația din Suhaia s-a prezentat cu echipa de juniori. E drept, formația din Suhaia oricum era retrogradată cu multe, multe etape înaintea ultimului joc din această ediție de Liga 4. A tratat jocul doar, s-a prezentat la joc cu juniorii doar pentru a nu fi amendați de către Comisia de Disciplină a AJF-ului. A încasat foarte multe goluri. E drept că în acel meci Lascu a mai ratat și alte ocazii. Un atacant care la 18 ani înscria 13 goluri pentru Turist Turnu Măgurele în Liga 3, un atacant de Careu, puțin pus în valoare însă de Rapid Buzescu, un atacant care este nevoit, în ciuda profilului său, să vină să recupereze multe mingi, un atacant care, cum necum, din cădere, din plonjon, din alunecare, din împiedicare, reușește să marcheze multe goluri. Rămân însă, vă spuneam, multe semne de întrebare care s-au ridicat la adresa titlului de golgheter obținut de Horațiu Lascu. Statistica rămâne, Horațiu Lascu, în ciuda tot și a toate, se va încununa golgheter al campionatului. Continuă jocul, este în continuare 1-0 pentru Steaua Spătărei, minutul 11 al reprizei secunde. Ostilitățile s-au mai calmat, Pătrușcă acum încearcă ceva pentru Steaua Spătărei.
Liviu Ion din prima acum. Cere balonul Liviu Ion, să vedem sprintul lui Liviu Ion, a reușit să declanșeze sprintul Liviu Ion, capitanul celor de la Găleteni. În ciuda aspectului fizic, un jucător de forță și de calitate, Liviu Ion, multe goluri marcate în acest sezon de Liga 5 pentru jucătorul cu numărul 20 și capitanul formației din Găleteni. Să vedem acum pe cei de la Spătărei, pierd balonul, Faniolul rămâne jos, la fel și unul dintre jucătorii de la Spătărei. Jocul continuă, intervine acum Cristina Babadac, oprind acest contraatac al formației Inter Găleteni pentru ca jucătorul celor din Spătărei să primească îngrijiri medicale. Va merge în afara terenului de joc pentru a primi îngrijiri medicale George Bădan. El va reveni imediat. Va fi o minge de arbitru pusă în joc de Cristina Babadac. Acum în minutul 13 spre 14 al reprizei secunde. Mingea este întoarsă la cei de la Găleteni, care aruncă acum de la margine prin Bunghici. Liviu Ion pentru Bănuță. Și combină cu fundașii centrali Mitrana, acum Andrei Mitrana pentru Liviu Ion în centrul de la mijlocul terenului. Pasă decisivă acum pentru numărul 16, Marchidean. Rămâne la balon Marchidean, să vedem centrala lui Marchidean. Nu a ieșit din prima, dar am crezut că se va fluiera penalti. Își pun mâinile în cap jucătorii de la Inter Găleteni. A fost și o semnalizare de la margine și intervenția Cristinei Babadac, care a oprit jocul și a acordat posesie pentru Steaua Spătărei. Offside sau faul la portar, una din ele. Încă o dată, un nou val de proteste la adresa tușierului care a ridicat fanionul. Un pâlc de jucători echipați în alb, un pâlc de jucători de la Inter Găleteni vin să protesteze acolo împotriva deciziei. O ceru Hens în primă instanță, cei de la Inter Găleteni, însă decizia a fost în sens contrar dorinței lor. Sunt în continuare proteste, multă, multă nervozitate, gesturi necumpătate. E drept, tensiunea este la cote destul de înalte, miza nu este una de lepădat, un loc în primul eșalon fotbalistic al județului. Se va relua jocul, se ridică și golkeeperul Mirel Tudor, cel care apără buturile celor din Spătărei. Nu s-a văzut omul în minus al celor din Spătărei în această repriză secundă. Cei de la Steaua Spătărei vor repune mingea în joc acum. Marchidean interceptează acest balon, dar nu reușește să controleze așa cum se cuvine balonul și va fi out pentru Steaua Spătărei. Nu se grăbește acolo Ionuț Câță, jucătorul cu numărul 4, care va repune balonul în joc de la margine pentru Steaua Spătărei. Ionuț Câță, grăbit acolo de tușier, își vede de ale lui. Ionuț Câță aruncă pentru Pătrușcă, primul la balon, însă inexact Pătrușcă în jocul său. Cedează posesia pentru Inter Găleteni, care vor arunca de la margine. Minge pentru Răducanu. Răducanu a încercat să pătrundă acolo printre doi jucători adversi.
Va repune balonul în joc Steaua Spătării prin capitanul său, Pavel Petrișor. Gălătenul aruncă acum de la margine. Pasă imprudent acolo, schimb de pase imprudent între fundaș și centrare a celor de la Inter Gălăteni. Faultează însă jucătorul Spătăreiului, George Bădan, și mingea va fi din nou pentru Inter Gălăteni, care este nevoit acum să înceapă construcția din mult din jumătatea proprie de teren. Marchidan scoate bine balonul acolo, Marchidan pasa, pleacă total nepotrivit într-o zonă în care nu era nimeni. Marius Vasile a greșit tirul. Aruncă acum de la margine Alexandru Bănuță. Liviu Ion pentru Răducanu, câștigase prin planul Răducanu. Acum Răducanu este cu fața la poartă, își face însă balonul prea lung și intervine acolo Pavel Petrișor, acordă corner, rămân în presiune cei de la Inter Gălăteni. Liviu Ion va executa această lovitură de la colțul terenului. Minutul 18, are reprize secunde. Multă tensiune, multe îmbrânceli în careul lui Mirel Tudor. Au multe de împărțit jucătorul celor două formații. De fiecare dată în astfel de situații este nevoie de intervenția Cristinei Babadac pentru a detensiona situația. La fel se întâmplă și acum, încearcă să liniștească acolo spiritele. Să vedem dacă va umbla și la cartonașe galbene. Da, două cartonașe galbene acordate în acest minut. 19 are reprize secunde. Un minut premergător executării unei lovituri de colț. Nu am văzut cu exactitate în acel meleu de jucători cui a fost acordat avertizmentul din partea Cristinei Babadac. Crește tensiunea pe măsură ce minutele se scurg. Bara acum la capul lui Răducanu. Au și ghinion cei de la Inter Gălăteni. Cum necum au reușit să lovească și bara. Ghinion. Rămâne 1-0 pentru Steaua Spătării. Reau atacurile cei de la Inter Gălăteni. Recuperează Steaua Spătării, încearcă contraatacul. Fanionul se ridică acum la această tentativă de pătrundere a numărului 10, Pătrușcă. Aurel Pătrușcă a fost oprit din această incursiune. Au pierdut total inițiativa cei de la Steaua Spătării, se lasă dominați, e drept la 1-0. Și acum Marius Vasile, cum necum reușește să rateze și el. Fanionul rămăsese jos. Dacă acum s-ar opri meciul, Inter Gălăteni ar avea ce să-și reproșeze, au pierdut pe mâna lor. Jocul continuă, Marchidan este singur cu portarul, bară la Marchidan, incredibil, cum poate să rateze jucătorii de la Gălăteni. A doua bară în contul celor de la Gălăteni. Faniolo a rămas jos de data asta, nu mai au ce reproșa, nu mai au pe cine să se supere. Marchidan a treia oară față în față cu portarul, va avea un drum lung până la Gălăteni dacă echipa sa va fi învinsă. Marchidan va avea multe lămuriri de dat cu echipierilor săi. O conștiință încărcată pentru Marchidan până acum. E bine, e drept, el nu trebuie să gândească până la fluierul de final la astfel de lucruri, dar dacă echipa sa va pierde calificarea, va trebui să-și facă o serioasă analiză. Numărul 16, Costică Marchidan,
greu de crezut cum a putut să rateze. E a treia situație în care Marchidan amână golul parcă. În continuare în posesie și la construcție echipa sa. Liviu Ion a ridicat piciorul cam sus, jocul să continuă. Jocul este oprit din nou. Se dau lupte grele acolo, undeva la jumătatea terenului. Ține bine de balon Alin Cojocaru și îl pune în cursă pe Pătrușcă. Nu are însă nicio problemă Ionuț Călin pentru a rezolva situația. Liviu Ion, foarte bine se întoarce Liviu Ion. Și îl lasează pe Marius Vasile. Marius Vasile însă n-a mai ajuns la balon. Se pregătește o schimbare la Inter Găleteni. Cristian Bungic. Liviu Ion, capitanul de la Găleteni, este schimbat. Vrea să mai rămână pe teren, însă trebuie să se supună deciziei băncii tehnice. Este însă o dublă schimbare și la Steaua Spătării și la Inter Găleteni. La Steaua Spătării iese Daniel Tănase și Inter iese Bogdan Frăsineanu și intră Daniel Tănase. Să vedem acum această tentativă de contraatac a celor de la Spătării. Fault la Inter Găleteni, a ieșit Liviu Ion, capitanul formației, și a intrat, vă spuneam, Cristian Bungici. Încearcă să construiască un nou atac cei de la Inter Găleteni. Pressingul însă celor de la Spătării este acum unul mai insistent și mai avansat și iată că dă roade, nu mai reușește să iasă atât de ușor din jumătatea proprie de teren cei de la Găleteni. Au intrat și în posesie cei de la Spătării. Minutul 24 al reprizei secunde, în continuare Steaua Spătării, avantaj minim pe tabelă 1-0 prin golul lui Florin Delcea, a schimbat pe parcursul acestei reprize. Au și un om în minus prin eliminarea lui Marius Coltuc, au fost dominați și au trecut în câteva rânduri, le-a trecut în câteva rânduri glonțul pe la ureche celor de la Steaua Spătării. Zeița Fortuna a ținut însă cu echipa din Spătării. I-a conservat avantajul minim, trebuie însă ca jucătorii să ofere și ei ceva zeului fotbal, care le-a oferit multă indulgență în câteva rânduri, atât în prima repriză cât și în repriza secundă, în care practic aproape că nu au avut inițiativa. Au fost două pare ale celor de la Inter Găleteni. Nu mai reușește să țină de minge cei de la Spătării. Dan Răducanu acum lipit de tușă, așteaptă un coechipier pentru a intra în combinație. Răducanu minge acum la Alexandru Bănuță pentru Bungici. Pentru cel la Bungici, Cristian Bungic. Minutul 26, Inter Găleteni în continuare în atac, Bungic centrează în careu, acolo nu era nimeni la reluare, Pătrușcă încearcă să reziste atacului, nu reușește însă să țină de balon de carul de la Spătării și galben acum, cred că pentru numărul 10, Pătrușcă. Aurel Pătrușcă nevoie să faulteze și el acolo.
Cristina Babadac cheamă unul dintre jucătorii de la Inter Găleteni la ordine și până la urmă ia măsuri. Delegatul formației de la Spătării, Dănuț Tănase, este trimis în tribune pentru proteste repetate. Dănuț Tănase este eliminat. Parlamentează în continuare cu Cristina Babadac, care rămâne impasibilă. Dănuț Tănase se lasă greu dus de lângă echipă. Trebuie să urce în tribună acum. Mai sunt destule minute până la final. Minutul 28 al reprizei secunde. Delegatul formației Steaua Spătării trimis în tribune. Multă nervozitate și de o parte și de alta. Continuă jocul cu Inter Găleteni în atac. Cristian Răducanu! Nu este gol, dacă vă puteți imagina la această fază. A apărat Mirel Tudor într-o situație în care în mod normal nu prea mai ai timp de reacție. Dan Răducanu, Aena, ocazie uriașă ratată de Inter Găleteni. Se bate cornerul acum, au trecut pe sub balon cei de la Găleteni, rămân în atac. Foarte bun reflexul lui Mirel Tudor din câțiva metri. Dan Răducanu are șut, nu mai are anii tinereții, dar șut și forță are. Încearcă să mai țină de balon cei de la Spătării, au dispărut practic din joc. Sunt partenerii de antrenament la box în aceste minute. Practic o singură echipă pe teren, Inter Găleteni. E drept, au un om în plus cei de la Găleteni, dar parcă prea s-au retras și cei de la Steaua Spătării. La adăpostul unui avantaj minim este greu să spui toate speranțele. Trebuie să mai oferi și tu ceva. Poate acum această scăpare pe contraatac a lui Bădan. George Bădan pasează în spate. Nu e nimeni în poziții bune în atac. Minge acum în careul celor de la Găleteni, nu rămâne însă prea mult acolo, pentru că Interul dă drumul repede la pase și mută focul la ei, cum se spune în jargonul fotbalistic. Cristian Bunghic, unul dintre bunghici, cum se spune. George Bădan încearcă să găsească o soluție acolo pentru a continua constructiv atacul. Dănuț Popescu traversează și el terenul, dar mai mult lateral. Nu au soluții în avamposturi cei de la Steaua Spătării. Și iată ce deposedare de curtea școlii. Poate acum la acest contraatac, poate acum Dan Răducanu, dacă va ajunge și va intra pe o direcție față în față cu portarul Mirel Tudor, pleacă șutul blocat în ultimul moment de Pavel Petrișor. Meci dramatic pentru Inter Găleteni. Meritau un gol cei de la Găleteni. La câte ratări au avut? Au avut o tratare foarte generoasă și pozitivă a fotbalului. Încă o fază se termină fără nicio urmare la poarta lui Mirel Tudor. Nu mai sunt foarte multe minute rămase din joc, 14 după cronometrul nostru plus minutele suplimentare pe care le va arăta brigada de arbitri. Se vor mai opera schimbări, vedem și pe o bancă și pe cealaltă mișcare.
Să vedem ce schimbări vor fi operate. În concentrare la poarta lui Mirel Tudor, ploșează pentru siguranță și pentru spectatori golkeeperul celor din Spătărei. Pătrușcă, un stop larg, nu este însă nimeni să-l atace. Pătrușcă cu fața la poartă poate deveni periculos. Pătrușcă își face balonul prea lung și totul se termină. Încă un forcing, Daniel Bunghici trimite la Marchidan, nu este offside, Dan Răducanu, fanilul rămâne jos, Răducanu scoate cu piciorul Mirel Tudor, incredibilă desfășurare a jocului, au ratat cât pentru un tur de campionat cei de la Inter Gălăteni, frustrarea este normală în rândul formației din Gălăteni, au un om în plus, au un șir nesfârșit de ratări, au două goluri anulate, dar niciunul pe tabelă. E ceva, e acolo ceva în aer pentru Inter Gălăteni. Denis Bordei se pregătește și el să intre pe teren pentru a-și ajuta echipa. Un factotum la Inter Gălăteni. O rotiță importantă în angrenajul echipei. Denis Bordei ține și de antrenor, îl suplinește pe Liviu Bordei. Intră și el pe teren. Lovitură liberă pentru Inter Gălăteni. Se pregătește să execute Dan Răducanu. E nevoie acolo de intervenția Cristinei Babadac pentru a pune lucrurile în ordine. Zi din 3 al celor de la Spătărei. Răducanu. Din prima pe poartă. N-a fost rea execuția lui Răducanu. N-a fost rea. Mirel Tudor se resimte după acest plonjon. Trebuie să strângă din dinți și să apere până la final buturile porții sale. A fost providențial în câteva situații Mirel Tudor, îngerul păzitor din poarta celor de la Spătărei. Mingea acum la portarul celor de la Gălăteni, un jucător de la Spătărei întins pe gazon. Intervine medicul, minutele trec. Imediat după fluierul de final al acestei partide vom asista la festivitatea de premiere la finalul sezonului 2013-2014 organizată de Asociația Județeană de Fotbal. O vom putea urmări la Sport Sud, special ediția de luni de la ora 19, evident pe Media Sud. Vom vedea acolo cum a decurs și această festivitate de premiere în care vor fi răsplătiți cei mai meritoși sportivi și echipe ale sezonului care tocmai se încheie. Astăzi mai sunt doar câteva minute, mai puțin de 10 minute până la final după cronometrul nostru. 1-0 pentru Steaua Spătărei, gol marcat de Florin Delcea în prima repriză. S-au grăbit cei de la Inter Gălăteni și au pierdut posesia, nu au executat așa cum trebuie de la margine și mingea a fost dată celor de la Spătărei. George Bădan acum la balon, să-l vedem pe Bădan, centrează bine, dar acolo nu este plasat așa cum trebuie pentru a aștepta această centrare Alin Cojocaru. Posesie pentru Inter Gălăteni.
Bănuță, Alexandru Bănuță, faultat de Alin Cojocaru. Același Alexandru Bănuță. Atacă cu toate liniile cei de la Inter Gălăteni. Nu cred că asta e soluția. Nu mai este însă nimic de pierdut. Sunt conduși cu 1-0, au un om în plus. Sunt nenumărate ocazii ratate, două bare, două goluri anulate. Însă sunt aproape de a pierde promovarea. Răducanu, un dribling, intră în interior. Răducanu face ce vrea cu apărătorii adverși. Încearcă un șut nesigur, inexplicabil, Mirel Tudor. Portar de reflex în situații extreme, Mirel Tudor aproape să gafeze. Rămâne 1-0 pentru Steaua Spătărei. Un nou forcing, un nou val ofensiv al Gălăteniului. Iese din poartă providențial încă o dată Mirel Tudor. Incredibil cum a putut să desfășoare acest joc. Există nedreptăți în viață, există și în sport. Am mai văzut un galben, cred că nou intratul Denis Bordei pentru tabăra Gălăteniului. Greu de spus de la această distanță și din acea îmbulzeală a jucătorilor. Greu de spus cu siguranță. Încă o dată se cere intervenția echipei medicale pentru a se acorda îngrijirii uneia dintre jucătorii celor de la Steaua Spătărei. Multe minute nu mai sunt până la final, dragi prieteni. Minutul 40 am intrat după cronometrul nostru. Au fost însă multe momente de pauză, multe momente de întrerupere a jocului. Probabil că vom asista și la câteva minute adiționale. Dramatismul continuă. Tensiunea în continuare până pe final. 1-0 pentru Steaua Spătărei cu un om în minus, dominată total, aproape de capul al fine de Inter Gălăteni. Dar la câteva minute de promovare în Liga 4 a Steaua Spătărei. Vă spuneam, există nedreptăți în viață, există cu siguranță și în fotbal. Meritau măcar un gol cei de la Inter Gălăteni. Îl vor obține sau nu? Rămâne de văzut. Mirel Tudor, portarul celor de la Spătărei, prelungește acest plonjon. Și-a făcut datoria Mirel Tudor. O piesă de rezistență în grenajul acestei formații, un rol important în această partidă, un înger păzitor al buturilor celor din Spătărei. La câteva minute de promovare, golul lui Delcea face să se vadă Liga 4 pentru formația din Spătărei. Vedem acum, îl vedem, dar nu-l mai vedem pe George Bădan. A scăpat balonul de sub control și încă o dată jocul este reluat de Inter Gălăteni. Fără niciun menajament, fără nicio ezitare de natură estetică, Pavel Petrișor trimite mingea în tribună, minutele se scurg, cronometrul ticăie în favoarea celor de la Spătărei. Ei reglează ceasul. Conduc 1-0. Marcator Florin Delcea. Rar o echipă reușește să reziste unei astfel de presiuni pe parcursul tuturor celor 90 de minute. Va rezista Steaua Spătărei unei astfel de forcing? Pentru că mi-e greu să-mi aduc aminte, în afară de faza golului, de o situație de poartă
în contul celor de la Spătărei. Evident, un astfel de joc nu trebuie tratat decât foarte serios, foarte pragmatic, dar odată cu eliminarea jucătorului au dispărut practic din joc cei de la Spătărei, s-au mulțumit doar să își conserve acest avantaj. Un avantaj care, repet încă o dată, îi trimite în Liga 4-a. Poate pe contraatac, de ce nu, vor face 2-0. Încă un atac al Interului din Gălăteni. Marchidan centrează în fața porții. Mingea trece acolo prin fața buturilor. Până la urmă, un jucător de la Spătărei scoate balonul din acea zonă periculoasă. Încearcă acum să declanșeze un contraatac. Balonul rămâne în teren. Răducanu schimbă direcția de joc. Se ridică Fanionul, poziție de offside la Marchidan. Costică Marchidan. Cel puțin trei situații clare de gol pentru Marchidan, în care nu a reușit să marcheze, a zguduit bara la ultima. Posesie pentru Inter Gălăteni. 2 minute până la finalul celor 90. Nu le-am luat în calcul încă minutele adiționale. Așteptăm să vedem ce va indica Cristina Babadac în acest sens. Da, faul din spate, fără dubiu. Apar și nervii, apare pierderea controlului. Este firesc, este normal, frustrarea domină rândurile celor de la Gălăteni. Au dominat jocul, dar sunt aproape să-l piardă. Oficialii acestui eveniment, oficialii AGF-ului, se pregătesc pentru festivitatea de premiere care va urma după finalul acestui meci. O festivitate de premiere pe care o vom urmări, dragi prieteni, împreună cu iubitorii fotbalului, luni de la ora 19, evident, pe Mediasud, la Sport Sud Special. Patru minute arătate de Cristina Babadac. 4 minute, nu cred că mă înșel. Cristina Babadac arată 4 minute de prelungire. 4 minute de speranță pentru Inter Gălăteni, 4 minute de agonie pentru Steaua Spătărei. Corner, îi vine și portarul Bănică, cam riscant totuși, să vedem șutul, concentrație mare de jucători acolo, Mirel Tudor, scapă balonul și de la Înger trece la Demon, Mirel Tudor duce meciul la loviturile de departajare, își fac cruce cei de la Gălăteni, un gol care a venit atunci când nimeni nu se mai aștepta. Iată acum ce carențe arată Mirel Tudor, carențe tehnice, dragi prieteni, și de concentrare. A apărat foarte bine până acum, a păstrat buturile intacte, concentrarea, oboseala, cine știe ce a fost acolo. A fost și busculat de câteva ori, șcapătă. E un meci de baraj, un meci de totul sau nimic, un meci de a fi sau a nu fi în Liga 4-a. Vedem cine a marcat, ni se spune de către Crainic că golul a fost marcat de Marius Vasile, numărul 21, duce meciul la penaltiuri. Vor fi penaltiuri în câteva minute, dragi prieteni, le vom urmări, evident, exclusivitate pe Media Sud. Un meci care trebuia să se termine la penalti, ținând cont de dramatismul desfășurării lui, până în minutele de prelungire. Incredibil cum totul se poate termina. E întotdeauna riscant să joci la 1-0, chiar dacă ești impregnat așa de o
mare calitate tehnico-tactică de factură italiană, să zicem. Nu acest lucru s-a întâmplat cu Steaua Spătărei, care a păstrat meciul echilibrat, a fost apoi s-a văzut apoi cu un jucător în minus și a fost dominată total până în prezent de Inter Gălăteni. A încercat să tragă acest rezultat până la fluierul final. Nu mai aveau mult, o fază care nu anunța mare lucru. Un gol de portar, să o spunem, am ezitat să spunem acest lucru pentru că Mirel Tudor a apărat eroic până acum. Dar asta este. Pentru Mirel Tudor, viața și fotbalul astăzi au fost nedrepte. Pentru Inter Gălăteni însă s-a mai făcut puțin dreptate. 1-0. Le mai dă o speranță. Dacă nu de penalturi, cine știe, poate meciul se va închide fără loteria loviturilor de la 11 metri. Încă o minge aruncată în careul lui Mirel Tudor. Răducanu a ratat mult în această partidă, o partidă foarte bună făcută de veteranul Dan Răducanu. Faul la portar, rămâne întins Mirel Tudor. Nu e un moment tocmai potrivit să se accidenteze portarul. Vor urma penaltiuri și e nevoie de un portar în deplinătatea posibilităților tehnice și fizice mai ales. Mirel Tudor, portarul Spătăreiului, este groghi acolo după ciocnirea cu unul dintre jucătorii adverși. Vor fi penaltiuri sau cine știe, poate vom mai asista la o nouă răsturnare. Mirel Tudor trebuie să se ridice. Echipa are nevoie de prezența lui. Dezodământul este amânat, tensiunea crește, dramatismul se intensifică pe stadionul municipal din Oșor de Vede. S-ar putea ca Mirel Tudor să nu se mai poată ridica și să nu poată apăra la penaltiuri. Ar fi ceva de văzut, într-adevăr. Mirel Tudor, portarul Spătăreiului, a păstrat poarta intactă până în prelungiri. Născut în anul când Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni, 1986, Mirel Tudor avea șansa să devină erou, are șansa acum să devină erou la penaltiuri pentru echipa sa. Fusese erou până în minutele de prelungire când s-a culcat înainte, citise traiectoria, dar mingea din gazon a sărit peste el. Cel puțin așa am văzut de aici din tribună. Așa este fotbalul, prieteni, are de toate, are frustrări, are tensiune. Și vom avea penaltiuri, dragi prieteni. Cristina Babadac pune punct celor 90 de minute ale meciului de baraj dintre Inter Gălăteni și Steaua Spătărei, contând pentru barajul pentru promovare în Liga 4. Rămâneți cu noi, vom urmări împreună loviturile de departajare. Urmărim, dragi prieteni, loviturile de departajare. Execută primii cei de la Inter Gălăteni. În poartă Mirel Tudor, portarul care a apărat excelent și apoi șansa nu a mai fost de partea lui și și-a trimis echipa la loviturile de departajare. Cred că va executa primul Marius Vasile. Pentru Inter Gălăteni este cel care deschide seria celor 5 lovituri de departajare. Marius Vasile este cel care a semnat și golul egalizator al formației din Gălăteni în ultimele secunde ale primelor 90 de minute. Încă o dată față în față cu Mirel Tudor. Marius Vasile, gol pentru Inter Gălăteni. Vor urma la executare cei de la Steaua Spătărei. Își strâng mâna cei doi adversari.
În poarta a trecut Valentin Bănică, apără buturile celor din Gălăteni. Să vedem cine va executa pentru... Jucătorul cu numărul 11 de la Steaua Spătărei. Vârban, gol! Egal între Inter Gălăteni și Steaua Spătărei, câte o reușită de fiecare. Egalitate perfectă până acum, prieteni. A doua lovitură de departajare pentru Inter Gălăteni. Se pregătește să execute numărul 8, Alexandru Bănuță. Față în față cu Mirel Tudor. Își așează balonul Mirel Bănuță. Are un genunchi bandajat. Elan rezonabil. Vincu. Execuție tehnică de rafinament. Execuție care arată stăpânirea mijloacelor tehnice, dar și stăpânirea nervilor pentru Bănuță. Nu a avut nicio ezitare, l-a executat fără milă pe Mirel Tudor. Până acum a fost egalitate, să vedem cum se va desfășura în continuare loteria. Numărul 17 pentru Steaua Spătărei se pregătește să bată. George Bădan își așează și el acolo balonul la punctul cu var de la 11 metri. În fața lui, pe linia porții, Valentin Bănică, încercând să acopere prin dansul lui cadrul porții. Cu noroc, gol 2-2. Tensiunea din meciul de baraj continuă, 1-1 după 90 de minute, 2-2 până acum la loviturile de departajare. Un nou executant pentru Inter Gălăteni vine să-și așeze acolo mingea. Echipa din Gălăteni execută jucătorul cu numărul Dan Răducanu. Dan Răducanu se pregătește și el să îl încerce pe Mirel Tudor. Elan destul de mic al lui Răducanu. Să-l vedem, gol! Da, stăpân pe el și Răducanu nu a ezitat să tragă puternic pe centru, dar puternic portarul Secul Case deja. Foarte puțin portari stau pe picioare în astfel de momente. Majoritatea dintre ei aleg să plonjeze pe un colț în ideea că au mai multe șanse de a se interpune pe direcția balonului. Capitanul celor din Spătărei, Pavel Petrișor, se pregătește și el să execute acum a treia lovitură de la 11 metri pentru echipa sa. Pavel Petrișor, capitanul Spătăreiului, față în față cu Valentin Bănică. Apără Bănică! Gălăteniul trece în față. Rata norocului s-a schimbat dintr-o dată, prieteni. Urmează a patra lovitură de la 11 metri. Inter Gălăteni l-a trimis la executare pe Florin Ciciorlan. Să-l vedem pe numărul 15. Față în față cu Mirel Tudor. Nu se grăbește jucătorul Gălăteniului. Nu mai e nevoie de viteză acum. Ciocirlan, apără Tudor! Ciocirlan, mă scuzați, Florin Ciocirlan ratează. Tudor, încă o dată providențial, și pun mâna în cap cei de la Gălăteni. A cincea serie. Să vedem cine execută pentru Steaua Spătărei. Apără Bănică! Apără Bănică! Nu am văzut numărul jucătorului care a ratat a cincea lovitură pentru Steaua Spătărei.
Să fie Dorobanțu, George Dorobanțu. Se întoarce Agale, nu am reușit să-i vedem concret numărul. Nici crainicul stadionului. Și acum Gălătenul pentru Liga 4 și merg în Liga 4, Inter Gălăten, Ionuț Călin pune punctul pe ei, dragi prieteni. Ultimul penalti, penaltiul norocos care duce echipa în Liga 4 din această toamnă. Dragi prieteni, am urmărit împreună festivalul fotbalului Telormanean, Cupa României câștigată la nivelul județean de Unirea Brânceni cu un gol pe final și un dezodământ decis de loteria loviturilor de departajare de la 11 metri în meciul de baraj dintre Steaua Spătărei și Inter Gălăteni, după ce Steaua Spătărei cu un om în minus a condus până pe finalul celor 90 de minute. Egalată, meciul a fost trimis la 11 metri, acolo unde Inter Gălăteni a obținut promovarea. Bogdan Codruță vă mulțumește pentru atenție și vă spune pe data viitoare rămâneți în continuare cu Media Sud.